Salutare și bine v-am regăsit la emisiune. Invitatul meu de astăzi este domnul Stelian Tănase și ne-am întâlnit la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca pentru că vorbim despre Negustorul de Antichități. Felicitări, o carte palpitantă, aș zice eu, plină de mizantropie. Nu aveți niciun personaj pozitiv acolo, urâți pe toată lumea. Mai multe lume mi-au făcut această observație, unde scrie că trebuie să ai personaje pozitive într-o carte. Ne-am învățat de la comuniști, am rămas cu niște tare, cum de la cenzură te întreba imediat și cine e personajul pozitiv? Adică cine transmite mesajul proletar către cititorul român? Nu trebuie să fie personaje pozitive, v-aș mai spune și eu altceva, nici nu există personaje negative. Adică personajele sunt complexe, nu au o singură dimensiune, ăsta e pozitiv, ăsta e negativ. M-am ferit ca de dracu de chestia asta. În plus, îmi spunea recent cineva că e mai ușor să empatizezi cu oameni care nu au tot timpul succes, cu antieroi mai degrabă. A fost, cred, după război, anii 50, a generat în câteva țări, în Anglia, de pildă, furioși englezi sau în francezi, la francezi, nou val, care a creat tipul ăsta de anti-erou. Vă amintiți Abu de Suflu cu Belmondo și cu... făcut de Godard? Ăsta a fost tipul, au impus personaj, nu aș spune negativ, anti-eroul. Da, este pasionant, pentru că anti-eroul pune problema, care sunt valorile acestei societăți? De ce valorizăm acest personaj în dauna altuia? Și dacă ne uităm atent, dacă scrutăm atent, vedem că ultimele decenii a promovat acest tip de personaj care la prima vedere este negativ. Știu că v-ați îndrăgostit de Balzac și spuneți în carte că e patronul acestui volum și pentru a scrie despre colecționari, v-ați făcut unul. Cum a fost experiența asta pentru dumneavoastră? Păi m-am făcut eu însumi anticar. M-am dus la târg, mi-am luat o tarabă, un ștand, cum se spune mai elegant, și am vândut tot felul de lucruri, fie unele împrisoseau din casă, așa cum în anii 40, anii 50, boierimea își vindea la talcioc ca să aibă din ce trăi, și eu mi-am vândut în casă lucruri, dar din alt motiv, din motivul de a învăța această meserie, de a vedea care este mediul negustorilor de vechituri, că nu sunt chiar antichități. Antichitățile sunt rare și sunt în marile muzee, nu mai circulă. Dar să zicem vechituri, nu niște gioarse, haine rupte și mai știu eu ce, ci ceramică de bună calitate, icoane, presă veche, muzică, înregistrări rare, lucruri dintre astea. Și am stat 3 ani între ei, weekend de weekend, și am învățat această meserie. Pentru că la un moment dat, scriind această carte, n-am putut să mai continui, că nu aveam destulă informație, adică aveam o informație exterioară, mă uitam doar la ei, mă duceam eu ca vizitator, mai cumpăram câte ceva. Și așa am stat între ei și din interior, ca un insider, am descifrat această lume, am stat de vorbă cu ei, am purtat zeci de discuții, am fost în ateliere, la licitații, în galerii. Și așa am reușit să ajung la sfârșitul cărții. Cu siguranță, dacă nu aveam această experiență, nu trăiam această experiență, n-aș fi putut să termin cartea. Și am ținut foarte mult să o termin, adică să depun o mărturie despre această lume foarte exclusivistă, discretă, e mai discretă ca masoneria. Foarte greu te infiltrezi între ei ca să afli lucruri. Nu ți împărtășesc încrederea lor imediat. Mi-a luat luni și luni ca să mă apropii de un anticar sau altul și să-l întreb și el să-mi spună lucruri. Mai ales că eu am mărturisit rapid că vreau să scriu o carte despre ei. Și am fost privit cu foarte multă suspiciune. Dar bine că am terminat. Sunt foarte mulțumit că am dus proiectul ăsta până la capăt, care m-a chinuit foarte mult, m-a solicitat foarte mult. O branșă plină de păcătoși, spuneți. Da. Și de pasiune, pentru că adesea spuneți că ne prinde pasiunea de antichități mai mult decât dragostea pentru o femeie, de exemplu. Da, cel puțin personajul meu. Îl și acuză copiii că iubește mai mult colecția, obiectele lui pe care le-a strâns într-o viață decât oamenii, adică pe ei copiii. Sau fosta lui nevastă care a dispărut și nu se știe exact cum.
Da, oamenii ăștia sunt... Dar asta este luată din Balzac, e o lecție a lui Balzac, unde acest sentiment de posesie este extrem de puternic. Generează cele mai puternice caractere ale lui Balzac, sunt generate de această patimă. Balzac nu e doar patronul, e și un personaj al romanului. Da, am vrut să mă parodiez pe mine, adică să râd de mine și am dat numele de Balzac unui cotoi roșu, care e tot timpul amestecat între personaje și se pare că e mai filozof și mai înțelept decât personajele. M-a dus cu gândul, chiar așa, Balzac. M-a dus cu gândul și la Bulgakov, cu motanul lui, care face tot felul de prostioare. Da. Adică am vrut să introduc și o notă de umor, dar și de diavolesc. Pisica este animalul diavolului, nu? Toți care avem pisici știm asta. Da, eu am doi. Eu am cinci. Ia uite. Aveți la Chapeau o listă cu obiecte de artă și istorie. Aici mi-am amintit tot de descrierile îngrozitor de lungi de la Balzac, dar cumva... Inventarele acelea, exact, de lucruri, da. Dar la dumneavoastră aveau sens pentru că, deși sunt înșiruiri de lucruri, vorbesc de fapt de o istorie. Da, și de mediul în care trăim, cadrul în care trăim, de ce avem o oglindă pe perete, o icoană, de ce avem o anumită masă de cafea, un covor, nu? Lucrul ăsta contează enorm. Cadrul în care trăim, toți, indiferent că avem un covor proletar de iută sau un covor scump anatolian, ne definește acel obiect. Noi neglijăm, credem că sunt doar niște obiecte așa și le tratăm ca aflându-se la privirea periferică. Nu, sunt chiar viața noastră. Istoria e un cazino, spuneți, și descrideți foarte interesant istoria noastră mai degrabă post-decembristă. Da. Bucureștiul e și el un personaj, țara e gubernie. Da, da. Cum ați văzut istoria noastră? Nu foarte optimist. N-am fost niciodată optimist, dar nici o Casandră. Nu-mi plac atitudinile extreme, dar cred că nici nu trebuie să ne bătăm cu apă rece și să izbucnim în aplauze. Avem deja o retorică a aplauzelor de câteva decenii. Trebuie să vedem lucrurile, mă rog, în măsura în care putem, că depinde de natura fiecare, să vedem lucrurile așa cum sunt. Detest să mă iluzionez. Detest lucrul ăsta cu foarte multă putere. Cum e relația cu critica, dar mai ales cu cititorii? Pentru că spuneți că adesea criticii vă ignoră, dar cu cititorii aveți o legătură foarte bună. N-aș spune că mă ignoră criticii, dar scriu rar despre mine, în termeni mediocri. Cei mai mulți nici nu înțeleg despre ce e vorba. Nu le fac un reproș, să știți, pentru că ce fac eu este destul de aparte, deosebit de ce se face în proza românească de azi și de 50 de ani sau de 30 de ani. Totdeauna m-am profilat pe un anumit tip de literatură care nu e populară aici, între critici cel puțin, mediul snob bucureștean, nu gustă asemenea literatură, dar eu știu asta. În momentul când am avut să scriu o carte, știu că merg contra curentului. N-am nicio... Și nici nu mă deranjez. Adică mi se pare că e mai interesant să mergi contra curentului decât să te conformezi la nu știu ce canoane ale criticilor literari, care ar trebui ei însuși să învețe să scrie. Avem câteva tentative de a scrie romane a unor critici care s-au făcut de râs. Și după aia vin să spună mie cum trebuie să scriu roman. Nu, romanul se face scriind roman. Cum și limba engleză, o înveți vorbind de englezește. Deci băieții ăștia care stau după margine și dau așa superior sfaturi, premii, chestii, nu mă interesează. Sunt câțiva pe care îi apreciez foarte tare, sunt foarte atent la ce scriu. Pentru că aceia, nu vreau să dau nume, că o să-mi sară o sută în cap că nu i-am citat pe ei, da? Sunt atent pentru că sunt interesanți și au o judecată mai specială despre literatură. Cu public am o relație foarte bună. Sunt un prozator popular care vinde cărți, am vândut și 20.000 de exemplare. Cu aia mi-am plătit gazele într-o iarnă, să știți. Așa? Și sper și iarna viitoare să am de ce plăti. Și gazele s-au scumpit.
Poftim? Gazele s-au scumpit, așa că înseamnă că vindeți bine. Știți cât am plătit săptămâna trecută? Cât? 31 de milioane. Wow! Wow! Din ce? Pensia mea este de 22 de milioane. Atât am eu pensie, 22 de milioane. Poate nu vă vine să credeți. Și mi-a făcut bine că am primit dreptul de autor, că despre asta vorbim. Legea e foarte proastă, felul în care sunt plătiți scriitorii este o rușine. Ei primesc mai puțin bani decât o femeie care mătură strada. Dacă luați ce venituri înregistrează salariul unui măturător de stradă sau gunoi, câștigă mult mai mult decât un scriitor în 5 ani. Mult mai mult. Din salariu, nu vorbim de alte venituri. Condiția scriitorului și a omului de artă, eu mă refer aici la regizori și la pictorii, mă rog, sunt o industrie deosebită că ei trăiesc pe cont propriu, au micul lor comerț. Sunt și niște anticari, au niște obiecte, tablourile lor proprii și le scot la vânzare. Dar scriitorii dependenți de edituri, regizorii dependenți de teatre, regizorii de film dependenți de studiouri de film, sunt vai de mama lor. Și ar trebui să discutăm despre asta, pentru că nu putem să întreținem și să avem o cultură serioasă, instituționalizată, nu mă refer la instituții care e condamnat, ci în sensul cu structuri, cu angrenaje, cu rețele, plătind atât de prost actorii ei, adică cei care fac cultura română. Cine face azi cultura română? Primul ministru, armata română, magistrații, proletarii, birocrații, nu, suntem noi 200 de oameni în România care facem cultura română. Cred că și eu sunt între ei, cel puțin pe numărul de cărți, peste 30 de titluri, nu? Trebuie să ne gândim, vrem o cultură română solidă, atunci trebuie să ne gândim la statutul artistului român. Că e scriitor, că este coregraf, că este regizor de film sau de teatru, muzician sau pictor, trebuie să ne gândim foarte clar, dacă vrem să avem o cultură română, trebuie să le asigurăm un statut decent. Nu spun că trebuie să facă bani mulți, să-și facă vile, să călătorească, dar decent. Să treacă corect de la o lună la alta. Și el și copiii lui, soția lui. Asta e foarte important. Și nu se gândește nimeni la condiția lor și toată lumea crede că își prinde bani. Nu sunt, domn. Uitați-vă că apar acum multe scandaluri în presă, mulți artiști ies și își arată bonul de pensii. Păi da. Și văd că nu are nimeni ce reacție. Niciun parlamentar, dacă iese, să zicem, cineva de la Cluj sau de la Iași cu asemenea gest public, care are ceva vesel în el și trist, nu? Niciun parlamentar de acolo, de unde este artistul, nu ia nicio reacție. Ați văzut vreo reacție? Nu. Dar votul lui artistului îl ia, este? Nu, dar trebuie să ne gândim la lucrurile astea. Și presa, și... Trebuie să ne gândim. Nu vom avea o cultură serioasă cu artiști care la prima ocazie se suie în tren și pleacă în Occident. Da, nu o să avem o cultură română, adică ea este în extinție. Cum am spus și eu odată și o repet, pentru că e doar un semnal de alarmă, să nu mă luați foarte în serios, mă întreb dacă în 50 de ani mai vorbim cultură română sau mai găsim în rafturi romane românești. Hai să ne gândim la chestia asta. Și să luăm statisticile. Cât se vinde un roman românesc pe piața românească astăzi? Cât câștigă scriitorul ăla într-un an de zile, în 2 ani de zile, el producând o carte cam la 5 ani, dau așa un exemplu, să vedem dacă vine tandea pe mandea, adică dacă se acoperă, dacă el poate supraviețui în timpul ăsta. Și dacă nu putem, Parlamentul, Guvernul, trebuie să ia măsuri foarte serioase ca să susțină cultura română. Nu să susțină echipă de fotbal, am zis. Nu să susțină paradele de bikini la Mamaia. Nu să susțină nu știu ce mașini scumpe pentru miniștri, că ați văzut că la 2 ani schimbă bolidul, circulă în altă limuzină. Nu pentru asta trebuie să cheltuim banii. Trebuie să cheltuim banii ca un scriitor să stea într-o mansardă, într-o casă decentă și să ne scrie un roman și noi să-l citim în limba română. Asta e foarte important, este aerul unei societăți. România viitoare nu va exista. Eu nu cred că vrem să facem o țară consumatoare de dacii, de nu știu ce țigări. Dacii mă refer în sensul de mașini, că eu cred că dacia e mașină performantă. Nu cred că așa asta este o țară. O țară este cultura pe care ea o produce. Atât.
Dacă ne întoarcem la personajul dumneavoastră, Candid Ițescu, are o istorie foarte maleabilă, niciodată nu ne dăm seama care e de fapt adevărul când vine vorba de el. Pentru că el are interes. Poveste, da. Exact, el are interesul să ne vândă lucrurile acestea. Nu, dar are interesul să pună multe văluri între el și lume. Este ca și oamenii aia bogați, nu-l întreb cum a făcut primul milion. Deci el are o colecție uriașă, dar nu-i place întrebarea cum v-ați făcut această colecție. Deși îi place să vorbească despre colecție lui, ar vorbi numai despre colecție, despre obiectele pe care le are, tablouri, covoare, icoane, mobilier, dar nu vrea să treci dincolo de ușă și să-l întreb cum ați cumpărat acest dulap venețian. Sau cum aveți această colecție de icoane? Și atunci el pune diverse cortine între noi și el și creează această ambiguitate. Așa e construit personajul și cred că îi stă bine în pielea lui. Pentru că eu cunosc mulți colecționari, cum vă imaginați. Niciunul nu este altfel decât ambigu. Ambiguitatea este definiția acestei categorii, colecționarul. Și negustorul, la fel că și el... Are. El îți spune, de pildă, în negoțul de artă, să vinde povestea, nu să vinde obiectul, ci povestea care este în spatele acelui obiect. De pildă, ai un tablou, cine l-a pictat, când, unde, cum a ajuns la București, nu? Cine a fost proprietarul înainte și înainte și înainte, aceste lucruri. Acum a fost furat de nemți și dus în Germania și a dus înapoi după război. Tot felul de povești sunt în jurul obiectelor de artă. Asta vinde, asta face un obiect interesant. Și mai fac obiectele... Deci poveștile, și noi suntem scritori. Da, da, da. Poveștile. Mi-am amintit și de filmul lui Nae Karanfil când zicea că mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește pomană. Păi bineînțeles. Niciodată fără poveste nu primim. Ne întoarcem la Candid Ițescu și la alte nume foarte speciale. Mai avem un Iuda Trâncănel, Zburdalnicov, Fifina Prăjina, Zița Ferfeniță, Pufco Viltir și Firuț Cobe. Aproape niște... Dar și Gore Saizu. Înseamnă rândaș. Exact. Și deci cam ăsta e și rolul lui și în carte. Gore vine din Mateiu, să știți. Da, 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 din Mateu Caragiale. Da, eu am vrut să fac așa o opoziție între cele două nume. Acum, mai mulți critici au făcut această observație, s-a legat de numele pe care eu le folosesc, dar e lecția lui Caragiale. Eu asta sunt caragelian, sunt un iubitor de Caragiale înrăit, ca să spunem așa. Mă uit tot timpul, astăzi să vin aici, am spus și aseară la întâlnirea cu cititorii din Cluj, am văzut pe YouTube o scrisoare pierdută. Dar a câta oară am văzut? Am văzut afară. Ei vorbesc pe ecran și vorbesc odată cu ei. Dar de ce n-aș folosi și metodele lui Caragiale? Ce ar trebui să le evit? Cu interesant, Caragiale n-a avut urmași. Eu mă declar urmașul lui. Nu știu în ce măsură merit titlul ăsta, dar mă uit la el și limit, cu nerușinare. Ca să fie exact, cu nerușinare. Păi și acum scriu o carte și în care procedele lui Caragiale de dramaturg de data asta, de comediograf, le folosesc abundent. Preiau și pasaje și mă joc cu asta așa ca și cu un copil cu cuburi, știți? Da, este o tehnică caragialeană de a ne spune prin numele personajului cine e personajul. De ce trebuie să scriu un eseu de 3 pagini cum e personajul, când dacă îi dau un nume bun, se înțelege din prima. Iuda Trâncănel, Candid Ițescu, nu? Pe de o parte e angelic, Candid, pe de altă parte e cu ițele, trage. Țesă. Adică... Exact. Și dar plus îmi place metoda și este foarte simplu, adică mă ajută să caracterizez în două cuvinte un personaj, fără să îmi ia pagini între, să spun că era ticălos, era de treabă, era curajos, era mincinos, era... Nu. Din nume rezultă cam cine e. După aia, sigur că intriga, scenele, replicile completează, dar plec de la ceva. Și în plus, oricum se repetă obsesiv că, de fapt, Caragiale e contemporanul nostru. De ce n-ar fi și metodele lui? Da, să învățăm din arta lui, că avea o artă genială, adică... Gândiți-vă, suntem la atâtea
decenii după dispariția lui, 110 ani mi se pare, nu? 111 ani. Și el n-a fost egalat. Nu e egalat în sensul, n-are un rival pe scenele românești. N-are. Și, din păcate, un rival ar avea de unde să se inspire. Adică nu s-a schimbat mult în politică, în societatea noastră. Noi trăim într-o lume fabuloasă. A trebuit scriitorii români să zică să rămână. Și regizorii români și dramaturii zică să rămână că trăiesc în lumea asta interesantă. Nu? Exact. Care se regăsește și în negustorul de antichități. Încerc și eu să fac ce pot. Să dezvălui cât pot. Cu personajele cum negociați? Îmi spuneau alți scriitori că unele personaje vor să ia fața altora, să înghesuie să ajungă mai în față, să ceartă cu autorul. Dumneavoastră, cum lucrați cu ele? Știți ce se întâmplă? În primele 200 de pagini, personajele nu pun probleme, pentru că tu ai o libertate absolută și scrii toate trăznăile despre ei. Dar de la pagina 200-300 încolo, deja ai pus niște premise, le-ai pus să facă anumite lucruri, să zică anumite lucruri, le-ai împins într-o poveste. Nu poți să le bruschezi, să le scoți brusc de acolo, le arunci pe balcon. Trebuie să continui premisele pe care le-ai început. Și atunci, sigur, asta te obligă la anumite limitări, de unde e senzația că personajele ți se impun. Da, e adevărat. Toți scriitorii simt această constrângere. Vorbesc de cei care scriu romane, că scriitori sunt și poeții, și eseiștii, și... Asta e o specie care nu suport. Eseiștii. Meseria de a scrie roman ce presupune? Ce spuneți? Meseria? Da. Dom'le, ăsta Caragiale, Preda a spus că trebuie să ai fundul bun, să nu te scoli de pe scaun mult timp. Asta este în esență. Continuitate, răbdare, forță de muncă. Eu mă scol la 4 în fiecare dimineață, de la 18-19 ani, și stau la masa de scris până la masa de scris. E pretențios spus. Stau acolo și mă zgălesc până la ora 11-12, în fiecare zi. Și eu sunt ca farfurii de am, n-am treabă, la 11 sunt la tribunal, știți? Cam așa. Am, n-am treabă, sunt la ora 4, sunt la computer. Vă uitați pe pagina mea de Facebook? La ora, de la miezul nopții încep postările și la 4 încep să pun articole. Se întâmplă asta în fiecare zi. Dar n-aș putea altfel. Acum, de pildă, am venit la Cluj și mă bucur că am venit. Și mi-a lipsit foarte mult dimineața, m-am sculat la hotel și n-am avut computerul cu mine să lucrez. Mi-a trecut foarte greu timpul. Dar să știți că am avut un avantaj. Am pus șuba pe mine, că era un frig groaznic, și m-am uitat la televizor, ceea ce nu fac acasă niciodată. Scrieți, rescrieți, cum e activitatea? Scriu tot timpul, rescriu. Sunt texte care într-un roman sunt scrise de 10 ori, de 15 ori, și altele le scrise doar o dată, că ai dimerit în prima. Și alte ori stai și-l faci și nu-ți iese, și nu-ți iese. Și e important la roman, că nu poți să-l scoți că nu-ți iese. Trebuie să-l legi, că se leagă de alte episoade, știți? Nu prea ești la mâna ta. Și refac și refac și refac, este o muncă pe stil, pe cuvinte, pe propoziții. Mie îmi place limba care nu e uzată. Folosesc foarte multe cuvinte vechi, ieșite din uz. Ați văzut, v-ați uitat. Asta pentru că aceste cuvinte sunt mai sonore, sunt netocite. Eu nu vorbesc limba omului de pe stradă, nu am greșit, că din potrivă sunt foarte gelos și ascult cum vorbește, ca să nu... Dar nu vorbesc limba ziaristului, că alea 80 de cuvinte pe care le folosim toți în vorbirea curentă, nu? 80 de cuvinte folosim. Eu caut cuvintele alea, așișderea, boda proste, alte cuvinte care ele circulă în altă formulă și astăzi, dar nu le folosesc pe alea, că sunt prea folosite în tramvai, în metrou, la birou, în piață. Toată lumea folosește același fond lingvistic. Eu încerc să folosesc alt... Și vreau să arăt și ceva. Și aici țin foarte mult la asta. Domnul meu, limba română este de o bogăție uriașă. Cine înjură limba română și o privește cu dispreț, nu știe ce spune, pentru că nu știe care e limba română. Asta este foarte important. Nu că spun eu. E foarte important ca un scriitor să se ducă la resursele reale ale limbii române și să le scoată de acolo. Dar e mai comod să scrie așa. Am citit acum pe cineva care scrie niște romane de-astea puțin istorice, dar cu 300 de ani,
și vorbește cu limba dat. Păi ce faci, nenică? Pentru că limba de nepoca era de o bogăție. De ce? Pentru că era jumate Occident, jumate Istanbul, era Rusia, evreimea, grecimea, toate la București. Folosește, domnule, limba asta, că e de o bogăție inimaginabilă. Și scrie așa, parcă era un editorial dintr-un ziar. Nu merge. Adică vreau să spun, limba română are niște resurse atât de mari, încât este păcat că mulți o ignoră și aceia care critică sau nu disprețuiesc limba română, că ar fi primitivă, nu știu ce, habar n-au ce spun. Nu vreau să-i judec, să-i le reproșez, dar nu știu ce spun. Și le-aș da un test așa, să scrie primele 100 de cuvinte, care nu fac parte din fondul ăsta al străzii. Pe de altă parte, strada trebuie ascultată. Caragiale se ducea în cârcium și nota. Ducea să tragă cu urechea. Și eu fac la fel, trebuie să spun, cu nerușinare. Foarte bine. Mă duc la Teșghea și ei vorbesc acolo doi să ceartă, știți, mă, la preț, la nu știu ce, și mă fac și eu că mă uit la mere la aia, așa, mă înclin așa la 45 de grade ca să aud ce vorbesc. Aflu uneori cuvinte pe care nu le cunosc, expresii, un ton, modul de a lega cuvintele, de a replica, cultura orală, care mie îmi place, e foarte puternică. Asta, deci limba română trebuie explorată, nu trebuie să te tricem pe lângă ea ca acceleratul pe la Fetești. Nu plus merge. Că e o legătură directă cu ce se întâmplă, da, cu oamenii, cu realitatea. Da, da. Nu, dar este o bogăție extraordinară de care eu mă bucur să o folosesc cât pot, că nici eu nu pot să explorez la infinit, că am resurse limitate, de timp, de vârstă, de cultură, de tot ce vreți. Și Radu Țuculescu îmi spune același lucru, că trage cu urechea la ce se vorbește, da, în creșme și notează. Ne-a învățat tata Caragiale, nenea Iancu ne-a învățat să exact. Fim niște spioni ai realității. Scriitorul are o sensibilitate aparte și vede și simte enorm și monstruos. Cum vedeți lumea asta și cum o să ne rezolvăm problemele? Și când întreb asta, mă gândesc și la război, pentru că... Să vă dau o veste bună. Vă rog. Nu o să le rezolvăm. Deci, dacă v-am spus că nu-mi place să mă iluzionez, să nu ne facem iluzii că... Mai avem o generație, mai încă un pic, un hop, o ceva și gata. Nu e, domeniciu, nu e gata niciodată. Dumnezeu ne-a lăsat să trăim în infinit. Deci cu asta trebuie să fim în fața. Niciodată nu o să ne rezolvăm probleme. Rezolvăm una, apar 10. Felicitări, un nou volum de proză scurtă. De ce iubești tu proza scurtă și cum... ai ales să povestești întâmplările din volumul ăsta. Sunt descoperiri erotice, tinerețe, am regăsit cu nostalgie multe amintiri din tinerețea mea acolo. Eu personal cred că iubesc proza scurtă pentru intensitatea ei, pentru concentrare. Cred că este exact ceea ce nu le place altora care spun că nu citesc proză scurtă pentru că este mai dificilă, mi se pare, la lectură, mai solicitantă. Pentru mine vine cumva natural formatul ăsta scurt. Chiar am reacționat foarte bine la provocări cu limite impuse de număr, de cuvinte sau de semne. Este un gen în care nu prea poți să greșești, pentru că se vede, e evident, când citești un text de câteva pagini, nu-ți scapă aceste greșeli, care altfel, într-un roman, în masa unui roman, pot să fie absorbite altfel. Și, în primul rând, sunt cititor. Întotdeauna am fost instinctiv cititor de proză scurtă. Mi se pare un gen minunat și cred că literatura lumii, fără prozele scurte ale unor autori, unii doar de proză scurtă, ar fi mult mai săracă. Legat de temele povestirilor din volumul ăsta, povestea ar fi mai lungă, sunt mici nuclee, mici fragmente luate dintr-un roman la care am lucrat mult și care nu mi-a ieșit și pe care am ales să le dezvolt în niște proze scurte, într-un gen pe care îl pot stăpâni, se pare, mai bine. Și sunt despre adolescență. De ce am vrut să scriu despre asta? Nu. Știu dacă pot să spun, nu că n-aș vrea, nu știu dacă pot să-mi dau seama. Este probabil și o nostalgie, dar cred că este și o curiozitate foarte mare față de o vârstă pe care
ca adult o înțelegem tot mai greu, tot mai puțin. Da, cam asta a fost. A venit o selecție naturală, sunt proze scrise într-o perioadă de 10 ani, la distanță mare între ele, perioada în care eu nu prea am scris, m-am ocupat de alte lucruri. Și se pare că aceste aspecte legate de adolescență au fost cele care m-au atras totuși să scriu ceva. Cât de greu e să scrii despre Eros și când știi să te oprești? Pentru că la proza scurtă mi se pare că un punct foarte important este finalul și la tine l-am simțit exact acolo unde trebuie. Ai avut provocarea asta și cum ai lucrat la ea? Nu cred că m-am gândit niciodată special să introduc o scenă erotică sau să văd până unde să o duc și unde să o părăsesc. Au venit așa în valul de viață, de adolescență, care era cu de toate. Mi se pare că aș falsifica să nu vorbesc despre asta. Mi se pare că se poate vorbi decent și asta nu înseamnă doar cu cuvinte frumoase. Cred că cuvintele blamate și care nu dau bine sunt uneori la locul lor, când vrei să redai limbajul unei vârste sau unui grup social sau așa mai departe. Nu mă îngrijorez de scenele erotice, nu simt povara lor, mă bucur de ele. Mi se pare că retrăiesc momente din propria mea experiență. Cred că în volumul anterior, de acum 12 ani, mizam foarte mult pe niște twisturile final, pe niște schimbări de situație sau pe niște elemente foarte explozive care schimbau total sensul și conținutul și valoarea textului. Cred că acum nu mai. A rămas această dorință de a schimba perspectiva pe final, dar mult mai estompat, mult mai lejer, fără să rupă, fără să vrea să răstoarne totul. Doar să tai acolo unde trebuie. Cum te uiți înapoi la perioadele pe care le descrii în carte? Cred că încep să le văd cu nostalgie, care cred că este un motor bun și puternic al scrisului. Este bizar și pentru că vorbim de, și cred că majoritatea noastră vorbim despre adolescență și în termen de traume sau dacă nu, de schimbări, de suferințe, de provocări foarte mari. Este o vârstă a provocărilor, a schimbărilor uluitoare și pentru care probabil mai mulți dintre noi nu suntem pregătiți și nu am fost pregătiți, cel puțin în epoca în care am copilărit noi, nici de școală, nici de alte instituții sau cel puțin de părinți. Am luat-o direct în frunte și cu cuvintele unei scritoare americane, al cărei nume nu mi-l amintesc decât citatul: dacă ai supraviețuit adolescenței, ai despre ce să scrii toată viața. Nu este genul de scenariu pentru un film, nu este pregătită pentru așa ceva, nu, dar cred că situațiile în sine și lumina în care sunt puse poate desfășura în capul cititorului impresia unui film și asta mă bucură. Dacă se întâmplă, înseamnă că am curățat suficient scritura ca să o las să se proiecteze acolo filmul cititorului. Nu știu, nu-mi dau seama dacă cineva ar putea face ceva după textele astea. Sunt curios, dar nu. Am scris cândva un scenariu cu un prieten bun, Rareș Moldovan. N-am câștigat la TIF, l-am îngropat în grădină. E acolo și acum. Samotraki este o insulă care refuză turismul masificat, o insulă care îmi place să cred că va rămâne cât mai mult un sanctuar. Sunt toate șansele să se întâmple asta, pentru că plaje pietroase, colțuroase, munte de 1600 de metri înălțime, drumuri foarte întortocheate, toate astea resping turistul care eșuează ca o focă sau o morsă pe plajă. E un roman despre Samotraki, dar nu e o autoficțiune, așa cum am înscenat în precedenta mea carte, în Cronovizorul.
E un mic roman în stil, în spirit de road movie, un fel de călătorie inițiatică, un fel de mic roman de maturizare, nu? Care scanează relația între un unchi eretic, libertin, un pedagog anarhist și un nepot aflat la vârsta aia în liceu, când vrei să știi totul și nu știi nimic, vrei să ai totul și ți se pare că nu ai nimic. Par tot felul de episoade așa, de coloratură. N-am vrut să fac o monocromie în platanii din Samotrachi. Am aruncat mai multe nade. Poate ar fi bine să spunem că volumul apare într-o colecție nou înființată a editurii Paralela 45, Prima Dragoste, al cărei primă țintă este să reatragă adolescenții, liceenii, spre carte și spre literatura autohtonă. Pentru că există o abundență neverosimilă de traduceri, nu? Literatură pentru adolescenți, și bună și nesărată. Însă asta nu ne ajută foarte mult nici pe noi scriitorii, nici pe ei profesorii de română. Opinia dominantă rămâne pe mai departe că autorul român e acea ființă moartă, de mult imortalizată într-o fotografie, de multe ori aiurea, insipidă între copertele unui manual de română. Și atunci sunt binevenite cărțile astea pentru tineri, pentru adolescenți, și campaniile susținute de editori sau de profesori de a aduce scriitorul în carne și oasă la școală, la liceu. Poate că m-a ajutat faptul că am comis multe poeme de dragoste de la al doilea meu volum de versuri, Cartea Micilor Invazii, până în coace, și mi-am dat seama când risc să deviez într-un fel de literatură de asta care îți cauzează diabet, sau când sunt prea visceral și iarăși e un risc, e o literatură a pozei, cât de alb pot să scriu eu, ce de sentimentalizat sunt și așa mai departe. E greu să fii tu însuți fără să te lași pervertit de modă, de un orizont de așteptare imediat. Nu. Și atunci am scris cu grijă, dar totodată și liber. Grijă să nu cad în capcanele ultimelor modă, ultimelor curente, subcurente. Și totodată extrem de liber în spirit. Dacă îmi zice cineva, și sunt atâția comisari ideologici azi, că s-a terminat cu ironia sau sunt capete atât de pătrate încât o confundă cu injuria, cu calomnia și așa mai departe, am plasat cât de multă ironie am putut în cartea asta, unde vorbesc de pildă de generația Tilansia. Și iarăși umor negru, iarăși erotism și binar și non-binar. Oricum, imaginația mea nu cred că poate concura cu ce a înregistrat retina adolescentului în zilele astea, de pildă. Trebuie să scriem fără să falsificăm, cred eu, fără să-i luăm de proști. Deși dacă mă uit la ciclul acela, Fluturi, al unei romanciere, al care nu me l-am uitat, mă rog, romancier între ghilimele, îmi dau seama că ei citesc tone de chestii de genul ăsta. Citesc și în engleză și probabil și în germană, în franceză, tot genul ăsta de romane ușoare care te fac să te crezi deștept, când de fapt rămâi blocat, rămâi, nu știu, un proiect. Dar, na, să rămâne ultimul Frank Tiror. Îmi place să cred că scriem texte deștepte, ironice, ludice, dar neconcesive pentru
tupeu vârstei lor, să zicem. Așa îi seducem și nu îi pierdem în calitate de cititor mai târziu. Mai bine să urce pe o funie narrativă până la mine decât să cobor eu la ei și să jucăm așa până ne scoatem ochii. Samuel Trachy m-am întâlnit de acum vreo 4 ani și nu mi-am propus să scriu o carte având în centru fantasma insulei. Tema mi-a fost oferită de editoare, de poeta, traducătoarea Diana Iepure. Ea m-a invitat să mă alătur colecției și a tras de mine, în sensul că am promis că voi scrie, dar a trecut un an jumătate, aproape 2, și nu voiam să mă apuc de scris. Sau încercasem ceva, dar nu-mi plăcea stilul, vocea pe care o găsisem nu-mi plăcea. Și apoi, în 2 săptămâni, am scris tot. Am procrastinat până când am devenit un Stahanov pe steroizi.